Anul acesta, pe 28 februarie, se împlinesc 79 de ani de la înființarea Protecției Civile din România, serviciu care s-a aflat permanent acolo unde semenii noștri au fost în suferință, amenințați de numărul tot mai mare al dezastrelor naturale și catastrofelor. Din anul 2004, misiunile Protecției Civile au fost preluate de către Inspectoratul General pentru situații de urgență. În data de 28 februarie 1933, regele Carol al II-lea semna în altul decret regal numărul 468, prin care se aproba regulamentul de funcționare a apărării pasive contra atacurilor aeriene. Scopul acestuia era acela de a limita efectele bombardamentelor aeriene asupra populației și resursele teritoriului, fie asigurându-le protecția directă, fie micșorând eficacitatea atacurilor. Acest moment este considerat a fi data de naștere a protecției civile în România, apărarea pasivă devenind o armă de sine stătătoare. Conceptul de protecție civilă a evoluat de la apărare pasivă la apărare locală antiaeriană în 1952, apoi la apărare civilă în 1974 și la protecție civilă în 1996. Schimbările produse în societatea românească în perioada 1996-2004 au condus la schimbări și în domeniul protecției civile prin elaborarea legii numărul 481 din 2004, aflată în concordanță cu principiile, scopurile și obiectivele prevăzute în Strategia Internațională pentru Prevenirea Catastrofelor, adoptată de Adunarea Generală ONU. Din decembrie 2004, misiunile protecției civile au fost preluate de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, având ca obiectiv principal profesionalizarea și creșterea capacităților operative a celor două componente de bază, pompieri și protecția civilă. De la înființare până în prezent, indiferent de apartenența la diferite ministere sau denumirile pe care le-a avut, protecția civilă a rămas o componentă de bază a sistemului securității naționale, destinată prevenirii și reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, protejării populației, bunurilor și a mediului împotriva efectelor negative ale situațiilor de urgență. Numită și arma vieții, având ca deviză motoul "Cu viața mea apăr viața", la cei 79 de ani de existență, protecția civilă se prezintă ca o structură flexibilă, capabilă să asigure un climat de încredere și siguranță cetățenilor, îndeplinind rolul profund umanitar pentru care a fost creată. Apărarea populației, a bunurilor materiale, a valorilor culturale și a mediului ambient în situații de război, calamități naturale și catastrofe tehnologice. Organismele militare și civile ale protecției civile și-au dus la bun sfârșit cu devotament și profesionalism atribuțiile ce le revin în numeroase intervenții în zone de risc pentru combaterea efectelor inundațiilor, a alunecărilor de teren, a înzăpezirilor sau accidentelor rutiere.